Noua armă a lui Putin. Anunțul care cutremură toată Europa. Ce se pregătește? Europa a decis că va renunța la energia din Rusia, propunându-și să înlocuiască gazul natural cu gaz natural lichefiat. Această decizie poate afecta resursele energetice ale Rusiei, pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, scrie Business Insider. Analiștii consideră că dependența continuă a Europei de gazul natural lichefiat vine la pachet cu un risc, acela ca sursele de energie să fie folosite de Rusia instrument de șantaj. Cu toate acestea, notează publicația, există o mare problemă, Rusia este și un exportator important de genele. Practic, asta înseamnă acum că UE ar putea ajunge să înlocuiască gazul rusesc prin conducte cu gaz natural lichefiat genele importat, o situație pe care spera să o evite. Exporturile de gaz natural lichefiat rusesc, versiunea răcită a gazului natural, care poate fi transportat de nave, au crescut cu 1,1% de la an la an, ajungând la 4,3 miliarde de metri cubi în octombrie și marcând cel mai mare nivel din luna martie, conform Bloomberg. Cele mai importante țări importatoare au fost Franța, China și Japonia, potrivit datelor Bloomberg. O parte a ajuns probabil în alte țări UE, deoarece cererea europeană de gaze naturale crește de obicei pe măsură ce în Europa se instalează iarna. În primele 9 luni ale anului 2022, transporturile de genele din Rusia către UE au crescut și cu 46% față de anul trecut, ajungând la aproximativ 16,5 miliarde de metri cubi, scrie Politico, citând date de la Comisia Europeană.